Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la episodul cu numărul 32 din Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Mădălin, un individ de 34 de ani care ne-a abordat pe unul dintre conturile noastre și a dorit să ne invite la el să vedem un film, neinteresat de faptul că avem 14 ani, dar puțin speriat să nu îi facem probleme. Haideți să îl cunoaștem acum pe Mădălin și să vedem cum va decurge toată treaba. Dulce, ce faci? Bine, tu? Acasă, pe terasa blocului. Unde stai? În București. Tu? High Class Residence Titan. În ce oraș este asta? București. Ah, sectorul 3. Câți ani ai? 34. Tu? Eu am 14 ani. Mulți înainte. Mersi la fel. Îmi trimiți o poză cu tine? Nu pot acum că e mama lângă mine în cameră și după mă întreabă cu cine vorbesc. Dar ai pe profil poze cu mine. Doream una de acum. Înțeleg. Scuze. Nu ai pentru ce? Bună, bună, nu mi-ai trimis poza. Păi am spus că nu pot să trimit poze, că mă vede mama. Păi stai cu mama ta non-stop și acum la fel, nu mușc din poze. Păi dacă suntem ambele în casă, stăm cam non-stop. Mă minți. În fine, nu te mint. În ce cartier stai? Tineret, foarte aproape de parcul Tineretului. Frumos, eu High Class Residence Titan. Ai mai zis asta. Foarte lăudros așa, nu știu. High Class Residence Titan. Îți place chokerul? Ce este aia? Ce ai la gât? Banda aia neagră. A, îl am de la mama. Frumos. Vrei să vii la mine? Când? Și acum? Când vrei tu? Păi eu nu pot acum. Aș putea de duminică încolo, că trebuie să-mi fac temele de vacanță, că imediat începe școala și mă ceartă mama. Dar duminică pot ieși. Am înțeles. Lasă-mi WhatsApp. Ce e WhatsApp? 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 Și ce-ți place să faci cu un bărbat? Mai matur? Îți plac maturii? Păi eu nu am mai vorbit cu un băiat, deci nu prea știu. Virgină? Da. Și ești curioasă să vezi cum este? Nu știu ce să zic. Păi, un emoji cu o banană, un semn de întrebare, ce faci? Bine, nu ai venit. Unde să vin? La mine. Păi de ce să vin? Să stăm împreună. Păi și ce vrei să facem? Ne uităm la un film, vorbim, râdem. Păi când? Și acum? Nu știu, trebuie să văd că nu prea mă las ai mei să ies din casă. Păi vezi cum faci să vii. Îți scriu când aflu ceva. Bine. Ce filme îți plac? Orice. Comedii, sef, thriller și mie-mi plac comediile romantice. Păi avem la ce să ne uităm. Găsim pe Netflix. Vino. O, ce tare, ai Netflix. Mi l-a tăiat mama, că am luat notă mică la capacitate. Nu râde. Lasă că ai acum unde să te uiți. Ce bun ești tu. Mi-e dor de serialele mele. Ok, dar cum ajung la tine? Păi unde stai? La Tineretului, ți-am mai zis. Nu mai eram sigur. Păi ei un Uber Bolt. Puf, nu am mers niciodată singură. Mi-e puțin frică că am o colegă pățită cu taxiurile. Păi ce a pățit? Aici încercam să-l convingem să vină el, dar nu prea am reușit. Plecase într-o seară de la prietenul ei și a luat Bolt sau Uber, nu știu, și a insistat la să oprească undeva să bage benzină cică. Și a urcat lângă ea în spate și a pipăit-o, i-a pus mâna, a vrut să o dezbrace, a început să țipe și trecea un om cu câinele și a scăpat de nebun. Da, dar mă sun pe mine dacă este ciudată la. Doamne ferește. Cu Boltul sau Uberul nu se întâmplă așa ceva. Poți să rămâi la mine peste noapte. Vino tu după mine, te rog, să mă simt în siguranță. Chiar mi este frică. Păi și cât poți să rămâi? Vrei să dormi la tine? Nu se supără ai tăi? Stau singur. Ah, bine, o mint pe mama că merg la prietena mea Maria. Stai să vorbesc cu ea să nu fie proastă să mă dea de gol, ok? Am rezolvat cu prietena. Sincer mi este iurea, dacă îmi dai țeapă. Vreo adresa, iurea? Leneș, nu vrea să vină. What? De ce aș face asta? Cum vrei, nu te forțez. Dar puteai să zici înainte să o anunț pe mama că plec la o prietenă în seara asta. Păi dacă nu vrei să iei un Bolt și îl plătesc eu, am băut 3 pahare de vin și nu pot conduce. Păi vino cu Bolt și ne vedem la parc sau ceva. Atunci o lăsăm pe mâine, la orice oră, nu pot conduce așa. Ești atât de atrăgătoare, te-ai sărutat toată. Mulțumesc. Mai ales păsărica ta dulce. Aș vrea să o sărut, să o ling. Vorbeam de altceva, Mădălin. Ziceai de un film, ai uitat de el. Of, doar filme și atât? Atât îți dorești? Tu ce dorești? Simt că nu doar film. Pe tine te doresc toată. Pune tu ce ți-ar plăcea și îți spun și eu după. Mi-ar plăcea să văd un film. Păi mi-ar plăcea și aici nouă, să facem dragoste. Am înțeles. Nu ai zis nimic dacă ți-ar plăcea sau nu. Nu prea am de unde să știu că nu am mai făcut. Deloc? Deloc. Și eu ce garanție am că nu îmi faci rău, ținând cont că ești minoră și îmi poți face mult rău? Tu m-ai contactat. Nu știu cu ce să-ți fac rău. Vrei să vii acum? Acum? Da. Păi stai să adormă mama. Bine, hai, am ajuns. Acum ies. Ok. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat în acest episod. Eu am fost șoferul de Uber, mi-a plătit cursa, dar aparent mi-a cerut banii înapoi după aia. O să vedeți de ce. Hai, să-i dăm drumul episodului 32. Vine justițiarul de pe pedofil! Pedofilul! Vine justițiarul ca să-și facă treaba. Vine justițiarul, depinde cu marfa. Poți să bei apă liniștit? Nu, nimic.
Bună seara, dragi justițiari. În această seară suntem Uber drivers pentru actrița noastră de 14 ani. Mergem să-l cunoaștem pe Mădălin. Cursa este cash. 26,70 de bani. 26 de lei, sper să-mi dea. Că ar fi aiurea să mergem la poliție și cu faptul că nu plătește cursa de Uber. A promis până la urmă. Măcar atâta pot să fac. Salut oamenii din spate. Salut oamenii din spate. Tot. Da. Haideți să vedem ce o să iasă. Eu abia aștept. Pa! Corner late nights, early mornings, making money on blocks that had me feeling so dormant. Thought if I kept flipping this shit like an arm, let me and Bill Gates had something coming. Cause I figure being rich will solve all your problems. Overlooking the fact that you become a target, especially when you eat and those around you start running because your demons have come to my car. I'm poisoning my people. Can't say I don't care, but I have more stress attending job fairs. And I'm sure we always taught, man, life's not fair. So to get that big house for mom dudes, I guess I'm a cheat too. If that's what it equals, I tell the fiends, life till it's clear. If my rhyme book can't get me there. Bună seara. 21 de lei. Bună seara. Bună seara. Te reținut la acest moment. Secția 13. Încă o dată, haideți la secție. Bravo, băi, Elis! Bravo! Deci, ca să ne înțelegem, avem o fată în echipă care este foarte curajoasă. Băi, a sărit pe geam! A sărit efectiv pe geam! Ca să filmeze. Și prietenul ei! Bă, nu! Care e fraier? O să tăiem pasta! Dar e fraier! Că s-a panicat. Vere, ce s-a panicat că m-am dus să-l potolesc pe ăla de tipar ca animalul. Bă, bune, ce m-am panicat? Care da? Ăsta s-a dus la mașină să te ducă telefonul. Păi eu sunt mândru de așa. Așa?
Ce s-a întâmplat? Am fost șofer de Bolt. Am început să-mi prindem viteză de asta. Și cât s-o scumpă? 50 de lei? 50 de lei? Bă, dar ce se panica, se omul cum a alergat și zice, nu, eu. Nu, vă rog. O, nu, o să fie violent, zicea Ștefan. Da. Păi și eu chiar crezusem. Ne auzim după. Cum să te pronunțezi la blitz? Da, mă, bă, frate. Și evident, acum trebuie suntem să dau bani înapoi ca să mă acuze de trucărie. Dar chiar era un suvenir ok, adică nu mă interesează 50 de lei. Era vorba de idee, frate. Era mișto senzația asta, uite una. Îi puneam la... L-am dus la secție, mi-a dat și 50 de lei. Îi puneam la licitație. Chiar că par... Și e prinsă pe cameră, faza e amuzantă. Dumnezeu. De cât timp faci Uber? N-am dat bon, de-aia am dat bani înapoi, că n-am dat bon, am zis, bă, frate... ANAF-ul, tâmpenii de-asta, și așa o ai pe... Da, mai ușor. Bă, crezi că o să-mi lase 5 stele în aplicație? Eu să deam 5 stele. A fost totul prea profi. Da. Mulțumim, Cristian. Da, trebuia, dar se grebeau. La mine era maxim fraudă fiscală, atâta. Nu te deranjează luminile? Da, sperăm cum te deranjează. Îmi place. Deci efectiv a durat 8 minute toată filmarea cu tot cu aranjat. Cu tot cu poliție. Că i-am sunat dinainte pe băieții de la secția 13 și i-am întrebat dacă în high class Titan acolo, unde e complexul ăla, e zona lor. Mi-a zis că da. Bine, vedeți că venim să prindem un acumulator. A, aveți nevoie de noi? Vă sunăm dacă e. Nici n-am mai trebuit să sunăm, că în 8 minute erau și acolo, s-a și rezolvat. Nu pot să vă. Da, Caterinca. Toată echipa aici. Domnișoara noastră care a sărit pe geam ca să filmeze, că am lăsat-o în mașină închisă. Ia luminile pe ea. A sărit pe geam. Asta da dedicare, să filmeze tot materialul pentru voi. Domnul Preda. Luminile pe Preda. Luminile pe mine, băi, hai, băi, lumina. Domnul Alex, na. Bine. Bună seara, dragi justițiari. Am terminat și cu domnul Mădălin. Ce ne-a chemat la el și ne-a dat 50 de lei pe care i-a cerut înapoi pentru Uber sau Bolt. Cursa a fost gratuit. Se deschide acum dosarul penal, am dat declarațiile, am semnat procesul verbal. Aia e, domnul Mădălin, nu raculați minore. Vă mulțumim în continuare că sunteți alături de noi și ne susțineți. Aveți grijă de voi și stați departe de prădători. We, 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 my Benedict, you...